Energia Târgu Jiu se duelează în această seară cu liderul Ligii Naționale de Handbal Masculin, HCM Constanța, iar sâmbătă de la ora 17 în sala Constantin Jude din Timișoara, Energia va da piept cu Poli Timișoara. Un duel care ar putea echivala cu o adevărată finală pentru play-out. La fel ca și Energia, echipa de la Malul Mării a fost și ea măcinată în ultima vreme de numeroase accidentări, însă spre deosebire de Gorjeni, HCM Constanța are un lot mai valoros. Este un joc deschis oricărui rezultat, spune tehnicianul Energiei. Este un joc destul de greu, dar nu imposibil. În sport se pot întâmpla multe. E un joc de imagine, să spunem așa, în care mâine după amiază la ora 18 întâlnim campioana României. O echipă care este în creștere, chiar dacă este pe locul care este acum, este în creștere, pentru că și la ei s-a întâmplat foarte multe lucruri neplăcute, atât din punct de vedere financiar cât și din punct de vedere al accidentărilor. Foarte mulți jucători care au plecat, foarte mulți jucători accidentați, probleme pe care le-am avut și noi din punct de vedere al accidentaților. Andrie știe și care sunt avantajele jucătorilor săi în confruntarea directă cu liderul campionatului. Constanța o putem bate printr-o apărare foarte, foarte exactă și foarte agresivă și prin a diminua greșelile care le facem în atac și în special acelea când ajungem unul la unul cu portarul, pentru că știm, Constanța se bazează pe o poartă extraordinară și a revenit, din păcate pentru noi, și Popescu și au o poartă extraordinară. După acest meci, Energia se pregătește pentru un nou duel extrem de important pe terenul celor de la Poli Timișoara, formație care de asemenea se zbate să iasă din zona retrogradării.